Dragii mei, doresc ca Dumnezeu din nou să ne binecuvinteze și doresc ca din nou cuvântul lui Dumnezeu să lucreze în noi. În această seară, în câteva minute doresc să vorbesc despre două locuri care sunt reale, care sunt veșnice, care există, despre un loc bun și despre un loc rău, despre un loc în care este Dumnezeu și despre un loc în care este Satan și toți demonii lui. În această seară doresc să vorbesc cu voi despre rai și iad, despre aceste două locuri veșnice, despre aceste două locuri în care lumea se îndreaptă în fiecare zi, spre care lumea se duce în fiecare zi. Sute, mii și mii se duc în fiecare zi în veșnicii, înspre aceste două locuri, înspre rai și înspre iad. Biblia ne vorbește foarte clar că există rai și că există iad. Biblia ne vorbește despre aceste două locuri, că sunt locuri reale. Și înspre una din aceste două locuri mă duc eu, te duci tu, ne ducem noi în fiecare zi. Depinde cum de noi fiecare pe cine îl slujim, cu cine suntem, ai cui suntem, în cine credem. Depinde de noi de fiecare dacă suntem ai lui Dumnezeu sau nu, dacă trăim pentru Hristos și Dumnezeu sau nu, dacă suntem iertați sau nu, dacă păcatele ne sunt iertate și spălate prin sângele lui Hristos sau nu. Dragii mei, Biblia ne vorbește despre rai. Biblia ne spune că în locul acesta numit rai este Dumnezeu, este Domnul Iisus, sunt îngeri, eruvim și serafim. Și Biblia ne spune că locul acesta rai este un loc frumos care nu poate să fie descris de un om pământean. Este un loc minunat și glorios, este un loc în care trăiește Hristos și toți acei care sunt mântuiți. Biblia ne spune că ca să putem să ajungem în rai, noi ca oameni pe pământ trebuie să fim sfinți. Trebuie mai întâi să recunoaștem că suntem păcătoși. Trebuie mai întâi să ne pară rău de păcatul nostru. Apoi trebuie să înțelegem că Iisus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu, a fost trimis de Tatăl Său Dumnezeu în această lume ca să plătească prețul cel mare pentru a noastră răscumpărare, pentru a noastră salvare. Trebuie să acceptăm că Iisus Hristos a murit pe cruce la Calvar pentru păcatul nostru. Trebuie să venim la El cu viața noastră. Trebuie să ne plângem păcatul. Trebuie să regretăm răul ce l-am făcut și astfel prin Hristos, prin nașterea din nou, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin apă și Duh, să devenim copii ai lui Dumnezeu, să devenim cetățeni ai cerului, să ne fie locul pregătit în cer. Și atunci când noi vom părăsi această lume, vom pleca la Cel din veșnicie, la Domnul slavei, la Domnul gloriei, îngerii lui Dumnezeu vor veni după noi în clipa morții și ne vor lua și ne vor duce în locul pregătit de Domnul pentru a Lui popor, pentru cei mântuiți, pentru cei salvați, pentru cei răscumpărați, pentru cei spălați în sângele mielului, de cei ce se pocăiesc, de păcatele lor, cei ce sunt spălați cu sângele lui Hristos și sunt împăcați cu Dumnezeu.
Dumnezeu, ajung în raiul lui Dumnezeu, într-un loc frumos și plăcut, într-un loc în care nu va mai fi tristețea, amărăciunea, durerea, suferința, necazul, frica și groaza, într-un loc în care nu va mai fi moartea, dar nici bătrânețea, într-un loc în care veșnic bucurie, veșnic fericire, veșnic pace, veșnic în prezența celui preanalt și în prezența Fiului Său, veșnic în locul sfânt cu Dumnezeu. Dar Biblia ne spune că ce există și un alt loc, că există un loc numit iad. Că există un loc îngrozitor care este acum în locuința morților, în care a ajuns bogatul după ce a fost îngropat, care striga grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Biblia ne spune că există și iad. Și din păcate, în fiecare zi, cei mai mulți din cei care pleacă în veșnicii, acolo se duc, în iad, în locuința morților, până la ziua de judecată, care va avea sfârșit după nunta de 1000 de ani a lui Hristos. Locul acesta, numit iad, este un loc îngrozitor, este un loc înspăimântător, este un loc unde durerea nu va cunoaște limita, unde suferința va fi fără limită, unde groaza, unde spaima, unde va fi un loc, groaza, spaima și durerea va fi fără limite, unde vei fi chinuit din toate punctele de vedere, vei fi muncit și chinuit atunci când te vei uita în jurul tău și vei vedea mulțimile de demoni care te vor tortura, care te vor chinui, care te vor munci până la ziua judecății lui Dumnezeu și vei vedea cu ochii tăi flăcările iadului și pe oamenii care au ajuns acolo înspăimântați, îngroziți, deci prin privirea ta tu vei fi înspăimântat. La fel prin auzul tău vei auzi lucruri înspăimântătoare și strigătele fără margini, fără capăt, oameni care vor striga în disperare după ajutor, fără oprire, fără încetare până la ziua judecății și apoi oricine n-a fost găsit, scris în cartea vieții, a fost luat și aruncat în iazul de foc, dar la ziua judecății adevărații creștini nu vor mai fi, pentru că ei vor avea parte de întâia înviere și de răpirea la cer, pentru că Hristos Emanuel a spus: adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Doar deci toți acei care vin la Hristos și cred în Dumnezeu nu se mai duc la judecată și au trecut din moarte la viață. La judecată vor merge toți acei care vor rămâne după ire în mormântul lor și care mor fără Iisus Hristos. Dragule, vreau să spun că raiul și iadul sunt două locuri reale, sunt veșnice, sunt eterne. Rai este Dumnezeu, în iad, locuința morților, este Satan. În rai este bucurie, pace și fericire, în iad este panică, este frică, este groază, este durere și rai se ajunge prin sfințenie, prin neprihănire, prin credința în Hristos și în Dumnezeu, iar în iad se ajunge prin păcat, prin lepădarea de credință și trăind după voia ta, trăind după plecarea inimii tale, trăind în nepăsare, trăind în neascultare de Dumnezeu, omule, te îndrepți în felul acesta spre iad. Gândește-te, încotro se îndreaptă pașii tăi,
Te îndrepți spre raiul lui Dumnezeu prin credința în Dumnezeu și în jertfa Fiului Său, sau te îndrepți spre iad prin necredință, prin neascultare, prin îmbuibare, prin lăcomie, prin curvie, prin bârfă, prin beție, prin droguri, prin fumat, prin înșelăciune, prin păcat? Omule, tu ajungi în iad. Prin omosexualitate, prin lesbianism, prin mânie, prin ceartă, prin dezbinare, omule, tu ajungi în iad. Prin ascultarea de cel prea înalt, omule, tu ajungi în iad. Iisus a făcut tot ce trebuia făcut atunci când El a părăsit slava pe care o avea la Tatăl Său Dumnezeu. A venit în această lume, a luat chip de om, s-a făcut asemenea nouă. Iisus mergea din loc în loc și vorbea despre lui Dumnezeu în împărăție. Apoi Iisus, de bună voie, s-a lăsat bătut, s-a lăsat scuipat, s-a lăsat bajocorit, s-a lăsat ca cruce grea să-i fie pus în spatele său și s-o ducă la Golgota. Iisus s-a lăsat răstignit pe cruce, între doi tâlhari, între doi tâlhari, între doi oameni care erau criminali. Iisus murea pe cruce, Iisus murea pentru vina ta. Omule, Iisus a făcut tot ce trebuie ca tu să fii salvat, ca tu să fii mântuit, ca tu să ai viața și să o ai din belșug. Omule, ca tu să n-ajungi în iad, Iisus a făcut tot ce a trebuit făcut pentru tine, pentru salvarea ta, pentru mântuirea ta. Ce trebuie să faci tu astăzi este să recunoști că ești un păcătos, să recunoști că Iisus a murit pe cruce pentru vina ta, să vii cu viața ta înaintea Lui, să-ți predai viața în mâna Lui și să te pocăiești de păcatele tale, să renunți la lumea de păcat, să vii la Cel Preanalt. Și atunci, cu siguranță, după moartea ta, tu vei ajunge în locul pregătit de Domnul pentru biserica Lui. Mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc, zice Domnul Iisus, căci acolo unde eu sunt, să fiți și voi, urmașii mei, ucenicii mei, copiii mei. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, eu v-aș fi spus, zice Domnul Iisus, mă duc să vă pregătesc un loc. Ferice de omul care ajunge în locul pe care l-a pregătit Domnul pentru el. Ferice de omul care se îndreaptă în fiecare zi spre cer. Ferice de omul care moare cu păcatele iertate și are salvare. Ferice de omul care aparține lui Dumnezeu, căci după moartea lui și în timpul vieții lui, el este păzit. El este ocrotit, El este binecuvântat, El este Fiul Celui Preanalt, ferice de omul care vine la Hristos. Omule, există rai și iad. Cei mai mulți oameni se duc în iad, foarte puțini oameni se duc în rai. Dar de ce? Pentru că cei mai mulți oameni aleg să trăiască în păcat. Pentru că cei mai mulți oameni îl nesocotesc spre Cel Preanalt. Pentru că cei mai mulți oameni îi întorc spatele lui Dumnezeu și Fiului Său. Pentru că cei mai mulți oameni refuză să fie salvați prin Iisus Hristos, care a murit pentru păcatul lor. Pentru că cei mai mulți oameni aleg distracția, aleg lumea, aleg plăcerile, aleg lucrurile din lume. Și Biblia vine și ne spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din ea,
Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Și cei mai mulți oameni din această lume iubesc lumea și lucrurile din ea. Dar lumea și lucrurile din ea trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Dragul meu, ascultător, doresc ca Creatorul Universului să te binecuvinteze și să facă ca mesajul lui, cuvântul lui, să pătrundă în inima ta și de astăzi tu să te oprești pe loc, să te întorci la Dumnezeu, Creatorul tău, astăzi, cât mai ai șansa ca să fii salvat. În această zi poate te-ai uitat la televizorul care l-ai în casă și ai văzut la știri că oamenii au murit, loviți de boală grea, loviți de mașină, loviți în accidente, că oamenii au trecut în veșnicie și ieri au fost în lume și au mers pe străzile pe care au umblat și au fost în familiile lor, dar astăzi ei nu mai sunt și au plecat pentru totdeauna în veșnicie. Poate te-ai uitat pe YouTube și ai văzut accidente care s-au întâmplat astăzi. Oamenii au murit și au plecat pentru totdeauna într-una din aceste două locuri, dar ieri au fost în lume. Unii au fost la adunare, alții au fost la petreceri, dar nu mai sunt astăzi și s-au dus pentru totdeauna în veșnicie. Dragul meu, astăzi tu cel care mă auzi, tu cel care mă asculți, mai ești în viață datorită milei și îndurării lui Dumnezeu, dar mâine s-ar putea ca tu să nu mai fii în viață, ca și cei care au fost ieri, dar astăzi nu mai sunt. Și pentru că tu nu știi dacă mâine mai ești în viață, dragul meu, te sfătuiesc, te îndemn să te oprești și să te întorci la Dumnezeu. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, dar poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea cu dreptate. Te-ai gândit ce înseamnă să mergi la judecată în fața lui Dumnezeu în ziua judecății, dragul meu? Te-ai gândit ce înseamnă să te înfățișezi înaintea Totputernicului Dumnezeu? Te-ai gândit ce înseamnă să te înfățișezi înaintea Celui care știe totul despre tine, care a notat totul despre viața ta? Te-ai gândit ce înseamnă să stai înaintea Celui nemărginit, Celui de necuprins, care nu-L cuprind cerurile și pământul? Te-ai gândit ce înseamnă să mergi într-o zi la judecată înaintea celui preanalt, care acum dorește să fie al tău tată, care acum dorește să fie mântuitorul tău, dar tu n-ai timp de el, n-ai vreme pentru el, nu-l vrei, îl nesocotești, dar nu uita, într-o zi vei merge la judecată. Dacă continui să trăiești în nepăsare, dacă continui să-ți împietrești inima, dacă continui să-L nesocotești pe Cel Preanalt, pe Dumnezeu, într-o zi vei regreta și nu uita, ziua judecății va fi reală pentru tine. Așa cum această zi în care tu ești, este reală, ești conștient de tot ce este în jurul tău, de tot ce vezi, de tot ce gândești, într-o zi, că vrei sau că nu vrei, te vei înfățișa înaintea Marelui Judecător. Dar, dragul meu, dacă vrei să nu mergi la judecat, atunci vino la Hristos.
Căci El a spus, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată. Tu înțelegi? E o promisiune minunată făcută de Iisus. Cine crede în El și în Tatăl Său nu mai merge la judecată și are viața veșnică. Tu înțelegi? Satana reușește să înșele din păcate miliarde de suflete, miliarde de oameni sunt păcăliți, sunt înșelați, sunt mințiți de Satana. Pentru că Biblia ne spune că toată lumea zace în cel rău. Te-ai gândit vreodată la cuvântul acesta, zace în cel rău? Asta înseamnă că toată lumea este stăpânită de cel rău, afară de copiii lui Dumnezeu. Asta înseamnă că Satan are drept peste fiecare om care trăiește pe fața pământului în păcat. Toată lumea zace în cel rău. Toată lumea e călăuzită de Duhul cel rău, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Te-ai gândit vreodată? Iisus a spus despre Satana, căci vine stăpânitorul lumii acesteia, dar El n-are nimic în mine. Iisus l-a recunoscut pe Satana ca stăpânitor al lumii acesteia. De ce? Pentru că și prin păcat El a câștigat-o, prin păcat El are putere și autoritate asupra ta, dragul meu. Vino la Iisus și devină copil al lui Dumnezeu. Vino la Iisus și vei deveni un cetățean al cerului. Vino la Iisus și Satana nu va mai avea niciun drept asupra ta. Vino la Iisus și vei fi păzit de puterea lui Dumnezeu. Vino la Iisus și Dumnezeu Atotputernicul va fi Tatăl tău. Vino la Iisus. Omule, astăzi, cât se mai zice astăzi, vino la Iisus și nu mai amâna așa cum ai amânat până în prezent. De atâtea ori ai auzit cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, de atâtea ori Dumnezeu ți-a vorbit, omule, și ți-a spus, întoarce-te de pe calea cea rea, întoarce-te la Dumnezeu, dar tu ai refuzat să asculți de Cel Preanalt și ai ascultat de pornirea inimii tale și de cel rău care ți-a spus, mai amână. Nu ești pregătit, nu este timpul acum, ai timp, mai ai răbdare, te vei pocăi, dar nu astăzi, mâine. Și uite așa, milioane de suflete sunt mințite de cel rău și sunt pierdute, se duc spre locul acela îngrozitor numit iad. Dragul meu, așa cum am spus la început, există rai, există iad. Și vreau să spun că spre locul acela numit iad se îndreaptă și oameni cu renume, se îndreaptă și deputați, se îndreaptă și parlamentari, se îndreaptă și președinți de stat, se îndreaptă și regi și împărați. Spre locul acela se duc și polițiști, se duc și miniștri, se duc și directori, se duc pentru că toți aleg să trăiască în păcat. Pentru că toți aleg să-i întoarcă spatele lui Dumnezeu. Pentru că toți au uitat de Creatorul lor. Pentru că toți au uitat de Cel Preanalt și de Fiul Său care a murit la cruce pentru păcatul lor. Spre locul acela se duc în fiecare zi miliarde de suflete spre iad. Dar, dragul meu, vreau să te întreb pe tine, cel care ești acum cu mine în direct, cel care vei veni pe parcurs, vreau să te întreb, tu care mă asculți, spre ce loc te îndrepți? Unde duce pașii tăi? Știi tu cât de mult te iubește Dumnezeu? Știi tu că ai preț în ochii Celui Preanalt?
Știi tu că Dumnezeu atât de mult te-a iubit că l-a dat pe Fiul Său pentru tine și în locul tău să plătească la cruce pentru vina ta? Știi tu cât de mult te iubește Dumnezeu că e gata să trimită în ajutorul tău îngerii Săi? Știi tu că Dumnezeu poruncește îngerilor Săi să tăbărască în jurul tău pentru că ai preț în ochii Lui? Știi tu lucrul acesta? Știi tu că Dumnezeu vrea să te mântuiască, iar Satana vrea să te zdrobească, să te distrugă? Care este stăpânul tău? Cu cine vrei să trăiești în această lume care este trecătoare, care este doar întreagă pe pământ? Gândește-te câte generații sunt în mormânt acum, de 6.000 de ani, de când este lumea făcută de Dumnezeu. Gândește-te câți oameni sunt în mormânt și unde au ajuns. Gândește-te câți au ajuns cu Dumnezeu și câți au plecat fără El și s-au dus în locuința morților. Dragul meu, spre ce loc se îndreaptă pașii tăi? Spui adeseori, nu sunt pregătit. Spui adeseori, nu sunt gata. Dar de ce nu ești pregătit și gata? Ce vrei tu să mai faci fără Dumnezeu? Ce vrei tu să mai faci fără Cel Preanalt de spui că nu ești pregătit? Tu știi că această șoaptă, acest gând vine de la cel rău care ți-a pus în mintea ta gândul acesta spunându-ți: tu nu ești pregătit, tu mai așteaptă, mai ai vreme, mai ai timp, nu acum. Da, este adevărat că trebuie să te pocăiești de păcatul tău, că trebuie să-L primești pe Iisus în viața ta, dar nu acum. Mai ai timp, mai ai vreme, mai distrează-te un pic. Du-te și mai ai și tu aventurii, du-te și mai fumează, du-te și mai bea, mărită-ți fata, însoară-ți băiatul, mai distrează-te un pic, mai stai câțiva ani în lume. Și trăiește-ți viața, nu acum, mai târziu. Și nu știi ce-ți aduce ziua de mâine. Dragii mei, doresc ca Dumnezeu atotputernic să binecuvinteze pe fiecare ca să alegeți drumul cel bun, calea cea bună care duce la Dumnezeu. Vreau să vă amintesc de această cale care este Domnul Iisus. El a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. El a spus că nu există altă cale ca să ajungi la Tatăl. El a spus: nimeni nu vine la Tatăl, la Dumnezeu, decât prin mine, doar prin Iisus, tu poți să ajungi în prezența lui Dumnezeu. Nu există altă cale, tu înțelegi, pentru că nu există alt nume care a fost dat oamenilor în care să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos, care este mai presus de orice nume. Și numele Lui trebuie să se plece orice genunchi a celor din cer, de pe pământ și de sub pământ. Tu înțelegi, Iisus este singura cale prin care tu poți să ajungi la Tatăl Dumnezeu. Alte căi sunt greșite, alte drumuri duc la pierzare. Vino la Dumnezeu doar prin Iisus. Când te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu, spune: Tată din cer, vin înaintea ta prin Fiul tău, prin Domnul Iisus și mă rog pentru cutare în numele Domnului Iisus. Iisus a spus și crede-L pe cuvânt: eu sunt calea, adevărul și viața. Adevărul și viața. Iisus a spus: adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Cine crede în mine are viața veșnică. Dragul meu, dacă crezi în Domnul Iisus, dacă îl urmezi în fiecare zi, tu ai viața veșnică. Înțelegi?
Tu nu te mai duci la judecată și tu nu te mai duci în locuința morților și tu nu te mai duci în iazul de foc după ziua judecății. Dacă vii la Iisus, dar dacă îl refuzi, dar dacă continui să trăiești în păcat, tu te vei duce la judecată. Mai întâi de judecată vei merge în locuința morților, apoi vei fi scos și vei merge la judecată și apoi aruncat pentru vecii vecilor în iazul de foc. Nu uita, Dumnezeu te iubește mai mult decât te poate iubi un om de pe pământ. Dumnezeu te iubește mai mult decât tatăl tău și mama ta. Dumnezeu te iubește mai mult decât prietenul tău sau prietena ta. Dumnezeu te iubește mai mult decât soțul tău sau soția ta. Dumnezeu te iubește mai mult decât oricine. De ce? Pentru că El te-a creat. Cu mâinile Lui te-a făcut în pântecele maicii tale. Dumnezeu te-a creat și mai mult ca atât, Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său în locul tău. De aceea ai preț în ochii Lui Dumnezeu, pentru că Fiul Lui Dumnezeu a murit la cruce în locul tău. Omule, Dumnezeu te iubește. Aleargă la El, caută-L pe El și Dumnezeu să te binecuvinteze. Acum închei, pentru că este timpul să-mi vină soția la culcare împreună cu copiii. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și nu uita, există rai și există iad. Spre rai sunt puțini care se duc. Biblia spune că există două căi, calea lată, calea largă, calea îngustă și strâmtă. Pe calea lată și largă sunt mulți care merg pe ea, dar duce la pierzare. Pe calea îngustă și strâmtă sunt puțini care merg pe ea, puțini care o află, dar duce la viață, duce în cer. Te sfătuiesc să alegi calea îngustă și strâmtă, care duce la viață, care duce în cer. Dumnezeu Atotputernicul să vă binecuvinteze și să fie cu voi. Și în această noapte fiți binecuvântați de Cel Preaînalt. Iar dacă ai o suferință în trupul tău, dacă te doare mâna și piciorul tău, dacă te doare capul, stomacul și spatele tău, dacă te doare ceva în corpul tău sau dacă ești bolnav de o boală incurabilă, Iisus Hristos din Nazaret poate să te vindece de orice boală pe care o ai. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, omule, tu să fii sănătos, perfect, în numele lui Iisus, toată durerea din corpul tău să părăsească trupul tău. Fii binecuvântat de Cel Preaînalt, fii vindecat, Iisus te vindecă. Dacă crezi, dacă vrei, Iisus te vindecă, fii vindecat, fii binecuvântat, tu și casa ta, în numele... Trebuie să închei că se blochează, mi-a apărut o reclamă, doresc să vă binecuvinteze Dumnezeu și vă doresc o noapte bună, fiți binecuvântați de Cel Preaînalt și nu uitați cuvântul pe care l-ați auzit, Dumnezeu să vă binecuvinteze în numele lui Iisus.